Cubul din zona gării, care susține panouri publicitare, este un adevărat pericol public pentru șoferii care traversează calea Aurel Vlaicu. Din cauza unui panou publicitar, botul mașinii trebuie să pătrundă aproximativ un metru în interiorul șosele pentru ca șoferul să poată vedea mașinile care vin din dreapta. Foarte rău mi se pare amplasat. Nu se vede deloc. Cât trebuie să ieșiți în șosea ca să aveți vizibilitate? 2-3 metri. E foarte periculos. Și la intrarea în comuna Vladimirescu, situația este asemănătoare. Nu unul, ci două panouri le creează probleme șoferilor. Zona este una în care se întâmplă frecvent accidente. Acum 2 luni, de exemplu, o mașină a fost lovită în plin de o altă care venea din Vladimirescu, tocmai pentru faptul că avea vederea obturată din cauza acestor panouri publicitare. Acestea însă au continuat să rămână pe loc. Pe strada Ion Câmpeanu, din proaspăt reabilitatul cartier Gai, nu sunt panouri publicitare. Strada însă este una cu grad ridicat de risc din alte motive. O stradă nesemnalizată, cu dublu sens și cel mult 2 metri lățime în curbă, grob de 4 metri adâncime, neprotejată de niciun parapet. Iată, acestea sunt niște premize care pot duce la accidente cu urmări dramatice. Reprezentanții poliției rutiere au declarat că monitorizează zonele din oraș care prezintă potențial pericol și vor propune Comisiei de Sistematizare din cadrul primăriei luarea de măsuri pentru remedierea problemelor semnalate.